Dumneavoastră sunteți comunist? Alo, domnul Badea? Da, în mod evident nu, nu sunt. Nu. Comunist, nu doresc să pun nimic în comun în ceea ce am eu. Ca atare nu sunt comunist și aș vrea să ne comportăm fix ca între capitaliști. Eu așa o să mă comport oricum. De acum înainte, adică, mă rog, capitaliștii mă gândesc că sunt pe sistemul cine poate, poate, cine nu, nasol. Ghinion. Asta am înțeles, că capitalismul e cu noroc și cu ghinion. Eu nu vreau să mă unesc. Deci eu nu fac parte, nu mă apuc să spun texte de oracol, să am trăiri imberbe de gimnaziu. Sunt prea bătrân pentru asta. Spus-o și pe Pasa cu Sandra Stoicescu, sunt mult prea bătrân pentru asta. Am mai mult pe alb decât domnul Petre Roman. Deci sunt prea bătrân ca să mai fac Cum ați spus? Ce ați spus? Zic, am mai mult păr alb în cap decât domnul Petre Roman. Sunt bătrân. Bun. Deci eu nu mă unesc. Cât despre întrebarea de mai devreme, dacă domnul Iohannis va reuși să reconcilieze România, dacă presupunem că și-ar fi propus așa ceva, până acum face o treabă foarte proastă, foarte, foarte proastă în această direcție. În sensul că de duminică, de când a câștigat alegerile, nu face nimic în această direcție, ba dimpotrivă. Deci nu a adresat niciun fel de cuvânt, lent sau rapid, neimportantă maniera de a vorbi, niciun fel de cuvânt celor 5 milioane de oameni care au votat împotriva sa. Deci există în România, am înțeles că acum ne punem icoane cu diaspora, ne punem panouri toți în casă și postere cu domnul Iohannis, ce să vezi, 5 milioane de români au votat răspicat, clar, numărați împotriva domnului Iohannis. Domnul Iohannis, în calitate de președinte ales, n-a avut niciun cuvânt până în acest moment, miercuri seara, ora 23:31 pentru asta. În schimb, a jucat tenis și a lansat o carte și a avut o conferință de presă la masă cu domnul Blaga, pion abject al sistemului băsist în România, în care a spus domnul Iohannis că vrea să pună mâna pe putere. Deci a avut ei PNL, noi PNL, de trei ori a zis, să punem mâna pe putere. Nu e declarație de președinte ales, e declarație de președinte al PNL. Deci, cu reconcilierea nu se poate. Până în acest moment nu se poate, pentru că domnul Iohannis, președinte ales, nu a mișcat un milimetru în această direcție. Dacă în mintea domniei sale cei 5 milioane de români sunt totuși niște milioane de români, multe milioane de români, care au votat împotriva sa. Dacă domnul Iohannis așteaptă ca 5 milioane de români acum să facă temenele în fața domnului Iohannis, să spună, vai de mine, sunteți extraordinar, vă rugăm să zugrăviți România cum a zugrăvit centrul Sibiului, se înșală. Este treaba domniei sale ca președinte ales să facă pași importanți, articulați, evidenți, înspre cei 5 milioane de români care au votat împotriva sa. Cu atât mai mult cu cât votul împotriva sa a fost bazat pe suspiciunea foarte îndreptățită din punctul nostru de vedere al multora dintre noi, că domnul Traian Băsescu, că domnul Iohannis este o prelungire politică a domnului Băsescu, un scop în direcția acestei percepții, conlucrând imaginile cu domnul Iohannis și turma aceea de pioni ai sistemului ticăloșit băsist. Da, mă refer de la Blaga la Videanu până la Duță și Blejnar. Bun, deci deocamdată mai ușor cu reconciliarea pe scări, că nu văd nimic. Eu sunt cetățean al României, eu sunt cetățean al României, cu drepturi depline. Îmi cer scuze că nu trăiesc în afara granițelor țării. Bănuiesc că asta nu mă face cetățean de mâna a doua, nu? Că și eu plătesc impozite, aud că cetățenii din afara României trimit bani în țară și nu-mi trimit mie. Adică faptul că un cetățean care muncește în străinătate trimite bani mamei lui, e treaba lui și a mamei sale. Eu trăiesc în România, produc o grămadă de bani, plătesc la bugetul statului o grămadă de bani, ce să vezi, sunt și eu cetățean, am și eu fix drepturi. Și eu, cetățean al României, aștept și eu, ia mă, să văd nou președinte ales al României ce face. Pentru mine, deocamdată, nimic. Deocamdată, nimic. E ca și cum n-aș exista. Serios? Am văzut că mama s-a enervat că juca Ponta Basket. Lasă că ăsta joacă tenis. Poate după ce termină cu tenisul, prânzurile, cărțile, să pună mâna pe putere ei PNL-ul, așa cum s-a manifestat, poate va avea și un discurs de președinte al României. Până atunci, eu nu sunt disponibil. Eu, cetățeanul român, Badea, nu sunt
disponibil pentru reconciliere. Mai ales că eu am niște lucruri clare de bifat, cetățenește vorbind. Cum ar fi, de exemplu, Băsescu la pușcărie. Cum ar fi sistemul ticăloșit al lui Băsescu, care a săvârșit abuzuri și furtișaguri și au fost protejați de justiția din România, în România, la pușcărie. Nu-i poate băga Iohannis. E adevărat, nu-i poate băga Iohannis pe lege. Este cât se poate de adevărat, dar aștept să văd ce pași concreți face domnul Iohannis în direcția sprijinirii și eliberării totale a justiției din România. Asta unul cu despre reconciliere. După aia cu votul pentru diaspora, pentru legea, cu votul acesta înlesnit ca formulă pentru diaspora. Înțeleg de la doamna Gorghiu că e o lege în Parlament, nu? Înțeleg din septembrie depusă. Da. Eu sunt cetățean al României și am următorul punct de vedere. Ca mine cred că sunt destul de mulți. Eu nu știu ce conține, recunosc, nu știu ce conține textul respectiv de lege. Mie mi s-ar părea normal, firesc, să existe o limită în timp fixată în această lege. Cum există în Marea Britanie, de exemplu. Adică, eu sunt cetățean român, am plecat din România. Păi dacă am depășit o anumită durată, o anumită perioadă de timp în care trăiesc în afara României, nu pot totuși, că nu mai am autoritatea morală să decid eu. Nu, e în Marea Britanie, doamna Gorghiu, vă puteți interesa. Marea Britanie e de bine. E în Uniunea Europeană, adică nu, n-am citat Afganistan. Nu, în Marea Britanie. Adică, o perioadă de timp, nu știu, 20 de ani. Păi dacă ești plecat de 20 de ani în România, prietene, nu mai poți să decizi pentru mine care, ce să vezi, trăiesc în interiorul României. Că mi se pare o treabă logică. Sigur că oamenii trebuie să aibă drepturi, dar, repet, după o anumită perioadă, mi se pare, adică e o treabă de discutat. Mie mi se pare o temă de discuție. Pe actuala Constituție da. Nu se poate. Nu se poate. Atunci e în regulă. Politologul Bun. Cristian Părvulescu, îmi spunea Mircea, da. Îmi expunea această teorie. Recunosc eu că mie mi s-a, practică, părut ușor mi s-a părut ușor nedrept la început, pentru că m-am gândit că și ei sunt români și au dreptul, pentru că n-au plecat de bine din țara asta, au plecat pentru că guvernanții, oricare au fost ei care s-au perindat, nu și-au făcut treaba și în felul ăsta oamenii au ajuns să-și caute norocul și pâinea prin alte țări. Dar, într-adevăr, cum spunea și domnul Părvulescu, cum spui și tu, poate când stai de 20 de ani într-o altă țară și ești desprins, e de discutat, într-adevăr. Sigur că părerile vor fi împărțite, dar e păi, de discutat. Întotdeauna părerile sunt împărțite. Da. Eu spuneam că există cel puțin un model în Uniunea Europeană. Cel puțin unul. Acum eu nu sunt specialist în legislație, poate doamna Gorghiu e mai avizată, dar știu sigur că în Marea Britanie e așa. Durata asta despre care vorbesc eu a fluctuat în legislație. Adică prima au fost 5 ani, au fost 20 de ani, au fost 10 ani, au fost 15 ani, adică nici ei n-au putut să cadă de acord pe o perioadă, dar așa ca principiu măcar mi se pare un principiu bun de discuție. Și foarte pe scurt, în legătură cu scuzele pe care trebuie să le, așa am văzut în emisiune, că s-a discutat în legătură cu scuzele pe care trebuie să le prezinte unii și alții case regale, zic așa, generic. Dom'le, nu pot fi eu, cetățean al României, mai interesat de scuze decât casa regală. Adică bănuiesc că de vreme ce casa regală consideră că e în regulă, să se întâlnească și să prânzească, nu, cu domnul Iohannis, președinte ales al României. Poate că cine știe, scuzele astea s-au și produs sau oricum poate nu sunt importante, nu neapărat din partea domnului Iohannis, dar din partea comesenilor săi de împărțirea puterii din România. Că domnul Iohannis nu e singur pe planetă, n-a venit de pe Marte. Nu, a venit dintr-o echipă care are sediul Modrogan, care numără foarte, foarte mulți spioni ai sistemului băsist, care, într-adevăr, au adresat jigniri casei regale de-a lungul timpului, dar, repet, nu pot eu să cer eu, cetățean României, scuze pentru casa regală. Mă gândesc să cer casa regală. Dacă nu e cazul, atunci nu pot fi eu mai catolic decât papa. Asta vreau să spun. Aveți ceva de comentat? Nu, e târziu. Nu permit să mai fac comentarii. Culeg informații și văd ce se poate face, dar cu cetățenia, să știți, votul e în funcție de cetățenie, nu în funcție de domiciliu sau reședință și okay. În momentul ăsta... Sunt...